onorată asistență și, de fapt, dragii mei, foști studenți, profesori, chiar dacă, mă rog, nu am fost profesoară, dar oricum suntem în același câmp, în aceeași arie de muncă, pentru că muncim într-un cuvânt, deci muncim pentru viitorii profesori sau viitorii cetățeni români, dar cetățeni ai Ucrainei. Într-adevăr, deci suntem la a doua ediție a acestui proiect Probleme de filologie română și pentru prima dată când m-am gândit la subiectul care ar putea să ne unească pe noi toți la prima ediție, am ajuns la concluzia că, de fapt, la noi nu ajung toate cărțile, nu ajung cercetările deci academicienilor, profesorilor din ariile acestea unde se vorbește și se predă limba română și probabil că această întrunire, sau mai bine zis, această unire a noastră a filologilor e un schimb de experiențe și, în același rând, e o susținere pentru catedra aceasta care e tânără și care, în fond, trebuie să-și continue destinul ei, deoarece Catedra de Filologie Română, așa cum știți dumneavoastră majoritatea, a fost inaugurată când și Universitatea din Cernăuți. Deci e o catedră foarte veche și o catedră care nu poate să-și întrerupă, în fond, activitatea. De aceea e clar că tinerii profesori de astăzi, care sunt la catedră, toți au doctoratele, însă au nevoie de această susținere și de acest schimb, să zic așa, de idei, de informații, de argumente științifice, pentru că oricum știința, chiar și în aceste condiții, să zicem, grele, dar noi nu putem să nu ne ocupăm, în fond, fiecare la locul lui de ceea ce este menit și care este datoria lui. La această conferință sau la acest simpozion, de data aceasta, au venit foarte mulți filologi. Deci din Republica Moldova, de la Academie de Științe, au venit 16 persoane, șefi de departamente, împreună cu directorul Institutului de Filologie Română al Academiei de Științe din Moldova, au venit profesori de la Universitatea din Chișinău, de fapt de la Universitatea de Stat și ingineri de la alte universități care sunt acum, aproape în întregime catedra de la Bălți, cu care universitatea noastră și are semnat proiect de colaborare și e clar lucru că m-am bucurat foarte mult, 9 specialiști din Iași, deci atât de la Institutul Filipide, cât și Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Institutul George Călinescu din București, Craiova, Suceava și alte universități în România. Să știți că eu am dus un asemenea exemplar la Iași când m-am aflat o lună de zile și care a fost, să zic, eu știu, ceea ce mi-au zis colegii, că le pare foarte rău că n-au venit în întregime la Cernăuți, la această conferință. Și m-au rugat foarte mult ca la următoarea conferință, următorul simpozion, așa să ne adunăm toți filologii și cei din Serbia și cei din Ungaria, în genere să ne adunăm la Cernăuți pentru a discuta aceste probleme științifice. Cartea, să știți că a întrunit nu numai profesorii și nu numai savanții români, așa care se ocupă de problemele de filologie, dar și cei mai buni profesori ai facultății noastre de litere. Pentru că, un subiect de discuție a fost interferențe culturale. Să știți că au fost materiale foarte interesante, prezentate și de Nadia Babici, prezentate și de Alexandru Popovici,
Așa, și de nou venite de la Academia Pedagogică din Kiev. Deci cartea, în fond, se realizează în trei limbi. Română, franceză, pentru că sunt materiale în limba franceză, așa, și e clar lucru că în limba ucraineană. Deci sunt multe materiale, materiale în fond care, de fapt, scot la iveală unele importante, deci unele informații despre limba, literatura română, dar într-un context, să zic așa, de, într-un context european sau un context româno-ucrainean. Pentru că aceste, cum să zic, subiectul acesta de interferențe este foarte interesant. Pentru că atunci vezi, în fond, valoarea poporului tău. Deci comparând-o cu valorile altui popor. De aceea e clar lucru că aceste subiecte și aceste materiale sunt destul de interesante. Cartea, pentru a nu vorbi în fond foarte mult, deci cartea păstrează de fapt același, cum să zic eu, aceeași structură, același format, așa, și am hotărât ca să nu schimbăm prima pagină, pagina în care profesorul și academicianul, deci savantul, pentru că, mă rog, el a făcut această știință și a făcut-o, de fapt, foarte, cu multe sacrificii, pentru că dacă nu li făcea cu atâtea sacrificii, probabil că era în viață. Dar de la 64 de ani nu mai este în viață. Deci, cu aceste versuri, aceste cuvinte, vedeți lucrarea în cuvânt și, în genere, cuvântul văzut de poet, dar văzut și de profesorul care a dus cuvântul în auditoriu și care l-a realizat și l-a scris pe hârtie. Și pietrele albastre din piscuri s-au vrut, readuse în stemă de aceste cuvinte. Și dealurile arse în hotare au crescut, udate pe buze de aceste cuvinte. Luceafărul domn peste codre s-a vrut, renăscut din cenușa acestor cuvinte, soldatul cel tânăr din gheață și lut, la vară aceste cuvinte. Și lacrima sfântă, zare s-a vrut, reînălțată de aceste cuvinte. Și drumurile trase pe roți au trecut departe de veac prin aceste cuvinte. Deci aceasta este poezia care ne deschide volumul nostru și care se repetă, care a fost la prima ediție și la a doua.